Dragi prieteni, astăzi, această seară la PSD, o noapte ar putea să fie lungă, ar putea să nu se mai termine niciodată, dar mi-a venit în minte, cum câteva secunde, ca pe timpuri în marile tururi cicliste, că mai țineți minte când ajungeau în creierii munților rutierii și la un moment dat se pierdea transmisia TV din cauza lipsei semnalului și pentru că vremea era neprielnică, ceață să spunem, sau chiar zăpadă sau ploaie dintre asta în rafale și nu mai aveam legătura. Și atunci tot ce știam era pe surse de la aia care se duceau cu motocicletele, de la ciobani, de la cei care se mai plimbau pe marginea drumului, de la cei care fugiseră să se ascundă de familie într-o grotă. Și toate informațiile pe care Europa le avea erau doar cele de la marginea drumului. Și cam așa arată această seară sau acest început de bătălie a cuțitelor lungi în PSD, întrucât informațiile sunt neverificate, cum erau și ieri seară, sunt pe surse în acest moment din partid. Se pare că, așa se aude, doar Viorica Dăncilă și Orlando Teodorovici au mai rămas pe poziții. În rest, din cei 16 vicepreședinți, 15 plus cel de la sindicate, se pare că toți și-ar fi dat demisia sau, dacă nu și-au dat-o, și-o vor da în această seară, ceea ce ar conduce pe undeva conducerea partidului la dizolvare. Însă pentru asta e nevoie și de demisia lui Orlando Teodorovici, care este președinte executiv al partidului. Pentru că ierarhia este Iorica Dăncilă președinte, Orlando Teodorovici președinte executiv, 15 vicepreședinți plus 1 cel de la sindicat, e ca 8 plus 1 la canotaj. Așa, după care vine secretarul general, doi secretari general adjunct și abia acolo, primul spre al doilea este prietenul nostru Codrin Ștefănescu, de asta l-au dat afară din sală, pentru că el, dragi prieteni, este undeva între pozițiile 20-21 la PSD. Condiția asta cred că nici noi nu mai putem ajuta pe Codrin Ștefănescu, care a fost aruncat ca o măsea stricată astăzi de la discuții. Deci cam așa stau lucrurile. Gabriela Firea ar fi participat și ea, a ieșit din sală plângând după ce s-a contrat cu Marian Oprișan, președintele PSD București, primarul capitalei și de asemenea vicepreședinte în această lungă cohortă de infiltrați, ceea ce sigur poate să pară complicat de înțeles, și pe undeva încoată în ceața asta a momentului nu vedem mare lucru, dar explicația ar fi, lumea probabil că asta ar vrea să înțeleagă și să audă, de cum e să-ți dai demisia dintr-o astfel de funcție, adică să nu mai fii vicepreședinte al partidului, dar să rămâi în continuare în PSD și mai mult decât atât să speri ca prin dizolvarea partidului să se redistribuie cărțile chiar până la congres și să pui mâna pe o mare felie, pe o mare halcă. Deci așa se comportă PSD-ul astăzi. Să nu cumva să-i vedeți pe ăștia niște eroi. Faptul că ei demisionează aici unul după altul ca într-un joc de domino. Nu, ei nu demisionează de nicăieri. Este un puci din ăsta lucrat, regizat, da? Care nu-i face până la urmă pe acești candidați sau pe acești indivizi altceva decât mai neplăcuți, mai puțin frecventabili, mai luați în bătaie de joc de către restul populației, deci un circ colosal. Pentru că poți să vii și să spui, domnule, m-am săturat, n-am încredere în conducerea partidului, eu știam de la început că ne ducem cu oiștea în gard, domnule, aveți demisia mea din poziția de vicepreședinte pe masă și evident cu asta am plecat și din partid, ba mai mult decât atât, firați al dreacului să fiți, plec și din politică. Și atunci, sigur, ține-te dacă ai vreo rezervare prin Polinezia că vin măgari ăștia peste tine. Ceea ce noi n-am luat în calcul și trebuie să facem erată imediat dacă așa ceva se va întâmpla, pentru că noi bănuiam că vor fugi doar câțiva. Da? Dacă vin 15 vicepreședinți plus sindicalistul peste tine în Polinezia, te-ai curățat, trebuie să te întorci înapoi la Halkidiki. Da, să sperăm că nu vom ajunge până acolo. În orice caz, cum bine s-a remarcat astăzi în mass media, cam ăsta este nivelul celor care conduceau România, aș spune, din totdeauna. Da? Ceea ce se întâmplă astăzi în partid, ei sunt tot după Ciolan,
tot după harță, tot după polițe de plătit. În același timp este ceartă și în pro-România. Că și ăia sunt, bineînțeles, tot niște PSD-și fugiți, ratați, da? Tot niște ipocrizi dintre ăștia, adică Victor Ponta, fondatorul pro-România, și cu Mișu Tudose, luase Ponta lângă el ca să nu mai fie în PSD. Unul își aruncă celuilalt cartoful fierbinte, fiecare îl acuză pe celălalt, amândoi se ironizează, își cer demisiile. Este un circ absolut colosal. Ăștia conduceau România. Dragi prieteni, iată în această situație de nedescris, ma chiar avem o veste care ne lasă un pic în expectativă. În această seară am aflat că unul dintre pamfletarii importanți ai micului ecran, Mircea Badea, s-ar retrage din profesie. Scârbit, zice el, probabil că este scârbit de eșecurile astea cu repetiție pe care sigur le-a suferit. Eu nu l-am crezut niciodată atât de imbecil și nu cred nici în continuare cât el să fi crezut în PSD. Da? Adică, așa cum bănuim cu toții, le-a fost inoculat. Asta au trebuit să îngurgiteze mitocăniile mogulului patron, da, care avea, o ținea langa cu escrocheriile lui, și sigur că toți jurnaliștii de acolo au înghițit-o, n-au avut încotro, plătiți regește, au mers mai departe cu mârlănia până când li s-a înfundat definitiv. Da? Cam cum li se înfundase jurnaliștilor ceaușiști în zilele de dinainte de Revoluție, când și-au dat seama că s-a terminat și intră lumea toată într-un sac. Și atunci omul a zis, gata, mă las de pamfletărie politică și o să mă apuc de hăhăială. Ceea ce, sigur, el și făcea, practic, până acum. Dar încoace, nu este o veste bună pentru noi. Este pur și simplu doar rezultatul unor erori colosale. Și acești oameni care, până la urmă, au fost ținuți ca într-o dictatură de-asta nord-coreană, cambogiano-laoțiană, dacă vreți, s-au trezit acum că nu mai au niciun viitor în a le explica oamenilor aceleași nenorociri ca în ultimii 15 ani. Cum să mai vii în fața telespectatorilor să le spui ce? Da? El se dădea scârbit în ideea că a câștigat Iohannis. Și cât sunt de proști românii că n-au votat-o pe Viorica Dăncilă. Dar realitatea, sigur că nu e asta. Nu se mai putea prezenta nici măcar în fața amărâților ăia care se uitau acolo la posturile alea și să le mai spui, e pierdut absolut toate bătăliile. Dar încă o dată, eu nu cred că oamenii aceștia, în afară de faptul că erau ca pe vremea securității, niște turnători care și-au vândut sufletul, și-au vândut familiile, și-au vândut profesia, și-au vândut demnitatea, au vândut absolut tot, da? Tot ce aveau pentru o brumă de notorietate și niște gologani. Dar eu nu cred că ei sunt atât de proști. Uite, avem răspunsul în seara asta. Olguța Vasilescu a spus în gura mare, susținută de amărâtul său soț, da, Claudiu Manda, că ea n-a crezut nicio clipă în Vioricăi Dăncilă, pe care însă o susținuse, da, în campania electorală, în campania pentru prezidențiale. A fost mâna ei dreaptă, așa cum foarte bine știți. Da? Deci un fel de Gabriela Firea acum 5 ani, când îl susținea la modul cel mai abject posibil pe Victor Ponta. Lumea a uitat, însă românul nu prețuiește adevărul, nu prețuiește corectitudinea și se și vede. De asta a ajuns într-o asemenea situație. Gabi Firea, care a fost iertată practic de cetățeni după ce a făcut o campanie mai mult decât mizerabilă acum 5 ani. Bine, a revenit astăzi, face pe neprihănita. Bun, e, așa s-a întâmplat și în această campanie, cu această catastrofală Olguța Vasilescu, fără pic de demnitate, fără pic de onoare, fără pic de competențe. Da? Și-a condus această campanie cu o mârlănie uluitoare și acum a venit astăzi cu un tupeu fantastic și le-a spus ăstora în acest cex paralel sau cum o fi, eu n-am crezut nicio clipă în Victoria. Evident! Evident că nu. Da, revin la ceea ce le-am imputat tuturor candidaților, inclusiv lui Teodor Paleologu, favoritul nostru. Cine te pune totuși să devii ridicol? Tu știi că până la urmă mai sunt câteva zile și toată lumea va afla rezultatul. Cum poți să spui de luni când voi fi președintele României, când tu numai că n-ai nicio șansă? Da? Acest lucru nu se poate întâmpla. Da? Nici printr-o catastrofă dintre asta nucleară lucrurile nu ți-ar putea fi favorabile. Nu există nicio posibilitate. Toată țara știa
Da? Și dacă ar fi ajuns președinte Viorica Dăncilă, tu trebuia să vii și să spui tu, Olguța Vasilescu, în genunchi, în fața dolgenilor tăi, să le spui iertați-mă. Este o eroare, nu pot să-mi o iert, nu este o victorie, este o imensă eroare, am plecat. Vă jur că așa cum a făcut Mona Muscă, însă a dus în munți, de astăzi nimeni nu vă mai va vedea niciodată. Am plecat și v-am lăsat, este cea mai mare eroare a mea, cum au fugit ăia. Mai vreau să spun cine, că după aia se interpretează, după terminarea celui de-al doilea război mondial în America Latină. S-au dus să nu-i mai vadă nimeni niciodată și nimeni nu i-a mai văzut niciodată. Da? Deci, sigur, păstrăm proporțiile, că noi avem luciditatea exprimării și a termenilor, dar vreau să spun ca și grandomanie, ca și gogomanie. Da? Această pantalonadă a politicii românești seamănă pe undeva nescrocheria ei cu marile drame ale istoriei omenirii. Atâta doar că la noi e pe mize foarte mici. Fur o țară și ce faci cu ea? Rămâi și o trăiești în pipera sau îți faci case pe la țară, n-ai făcut nimic cu asta. O viață ai și când te-ai dus în mormânt, maximum mai un pic de aer condiționat acolo. Mai mult de atât nu iei cu tine. Deci nu poți să faci nimic. Da? N-ai profitat pentru nimic. Bun, ne-ai jegmănit până noi. Am fost jegmăniți dintotdeauna. Deci nici asta nu este o noutate. Dacă să revenim la situația din acest CEX și această noapte care ar putea să devină noaptea cuțitelor lungi în PSD, dacă un pic de demnitate ar avea acești oameni, s-ar lua la bătaie. Pentru că bătaia în aceste condiții, nu trebuie să sărim imediat ca arși, ar fi mai sănătoasă decât această debandadă rușinoasă cu demisiile, care de fapt nu sunt niște demisii. Da? Oamenii ăștia vor să se restarteze cumva. Al de Teodorovici, care ține la funcția asta mai mult ca la orice pe lume și care n-ar lăsa-o sub nicio formă. Doamna Dăncilă, infernala doamnă Dăncilă, care chiar n-am crezut niciodată că se va agăța cu atâta putere de această funcție pe care n-a meritat-o niciodată, pe care putea să aibă demnitatea și ar fi ieșit aproape onorabil, încă o dată spun, n-are nicio vină cu rezultatul ăsta. Tunții și proștii erau în spatele ei. Ea era pur și simplu parașutat acolo, exact ca și cum ai face o găină regina junglei. Deci, are vreo vină găina? Nu, tu o iei și o pui lângă lei acolo. Da? Sau acolo în savană, unde trebuie să se decidă marile probleme ale umanității. Deci, doamna Dăncilă este luată, scoasă din calcule. Ea ar fi putut în seara alegerilor, imediat după exit poll-uri, pentru că rezultatele la exit poll au fost aproape aceleași cu cele definitive. Am văzut că are 66 sau atât avea Klaus Iohannis. Trebuia să spun atunci, mulțumesc frumos, îmi pare rău că v-am dezamăgit, eu am plecat. Am un soț care deocamdată are un job, am mai pus niște bani deoparte că suntem români, nu ne-am gândit să cheltuim la capătul lumii, am pus deoparte, avem la ciorap și pupat, la revedere. Și ar fi avut românul care e prost și care nu învață nimic din eșecurile istoriei, o ierta. A, s-ar fi uitat imediat în două săptămâni, nici nu se mai vorbea de ea. Așa însă, da, încremenită de putere, eu mi-o și imaginez ținând acolo de magnetul ăla al puterii, de butoanele alea, să sprijină pe ele și începe să urle când pune mâna Teodorovici pe ea, dar Teodorovici pune mâna ca să o mângâie și îi spune, sunt alături de dumneavoastră, doamna Dăncilă, și eu sunt la fel de laș. Nu plec nicăieri. Ăștia doi țin de funcții pentru că au cei mai sus. Ceilalți, în frunte cu Marianu Prișan, cu doamna Firea, cu Fifor, cu toți ăștia, fac pe sentimentalii, da, fac pe niznaii, fac pe troglodiții, ce știu eu pe ce mai fac, da? Și ideea este că s-ar restructura. Nu vor să plece din PSD, nu vor să renunțe la politică. Atunci da. Dacă era așa, domnule, renunțăm la politică, a fost cea mai umilitoare înfrângere în istoria partidului, partidul nu are niciun viitor, pentru că nu are niciun lider, Liviu Dragnea la pușcărie și oricum e compromis definitiv, Victor Ponta a plecat, ne-a trădat, s-a dus în cealaltă parte, doamna Dăncilă este o găină, nu avem cu ce să contăm în continuare, iar noi suntem toți cu tinicheaua de coadă, nu mai are lumea încredere în noi, suntem ultimii oameni, da? Dacă se rezona așa și ar fi plecat toți, partidul rămânea vacant, să vină lumea de pe stradă cum a intrat în CC pe vremuri. Da? Veneau oamenii de pe stradă, aruncau cu bolovani în geamurile Comitetului Central și după aia se duceau la TVR să-l ia de gule pe Brateș. Deci dacă ar fi fost o astfel de revoluție,
ajungeam la ce vă spuneam zilele trecute. Numai revolta poate să schimbe o situație în această țară. Voi nu, că nu, că votul. Nu, nu. Votul nu schimbă. Votul nu va schimba niciodată. Și nu mă doare gura să repet. Dacă ar fi făcut-o, nu s-ar mai fi votat liber nicăieri pe planetă, vă garantez. În nicio țară a lumii, nici în Statele Unite, nici în Marea Britanie, nici în Franța. Dacă votul ar fi putut într-adevăr să-l pună pe prostul ăla din talpa țării direct sus. Da. Asta este, cum spune Dan Bâra și are dreptate până la pauză, blaturile lui Pep Guardiola. Da? Blat era și la pauză Manchester City cu Shakhtar, m-am uitat și peste clasament, se pregăteau de un egal. Dacă se termină atâta, Dan Bâra e cel mai mare parior din istorie. Bun, dacă să mă întorc, că n-am jucat la pariu, nu mă interesează foarte mult. Deci, asta e ideea. Da? Aici, numai cu revoltă, o mare revoluție, da? Să intre lumea peste ei, să ia cu forța, pentru că ăștia sunt fricoși, sunt lași. Alungați din istorie, cumva. Dincolo de granița asta, cum spune francezul, votre ticket n'est plus valable. Odată ce te-ai îndepărtat, ai ieșit din aria asta, nu mai existi.